Bine v-am găsit! Emisia Primului Post Nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. În ediția de astăzi, vizionați! Thomas Hammarberg, reprezentantul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în Republica Moldovenească Nistreană, a susținut o conferință de presă în urma vizitei în Republica noastră. La Dubăsare au loc lucrări de reparație a fondului rutier după ploile din vara curentă. Eveniment de mare importanță pentru enoriașii din Râbnița, în satele Vasilevca și Garaba, vor fi construite lăcașe de vine. Thomas Hammarberg, reprezentantul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în Republica Moldovenească Nistreană, a susținut o conferință de presă pentru jurnaliști în urma vizitei în Republica noastră. Potrivit diplomatului, unele concluzii despre sfera protejării drepturilor omului în Nistrenia e încă de vreme de făcut. Unele probleme, însă, expertul european le-a discutat deja cu conducerea Republicii. Thomas Hammarberg de această dată a acordat atenție întreținerii deținuților în penitenciare și a pacienților în casele internat. Potrivit expertului, în sfera dată, conducerea Nistreniei urmează să schimbe multe. Părerea mea e că întreținerea deținuților nu este satisfăcătoare. Mulți au probleme de sănătate, este răspândită tuberculoza, respectiv problema se poate răsfrânge și asupra societății. Nistrenia nu poate soluționa problema dată cu forțe proprii, de aceea diplomatul planifică să roage organizațiile internaționale, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, să ajute Republica noastră. La întrebarea jurnaliștilor în ce constă principala problema a penitenciarilor din Nistrenia, expertul european a răspuns: numărul esențial de termene lungi de privațiune. În ceea ce privește condițiile și întreținerea în internate a invalizilor, potrivit lui Thomas Hammarberg, ele sunt destul de bune. În linii generale, expertul european este satisfăcut de vizita sa. Îndeosebi, l-a bucurat disponibilitatea și dorința conducerii țării de a soluționa problemele. Elevii din Bender sunt asigurați cu manuale, însă majoritatea edițiilor au o vechime de mai bine de 5 ani. Completarea fondurilor școlare cu manuale noi este nesatisfăcătoare, cu toate că, conform normelor, anual ele ar fi necesar să se înnoiască la 20%. În ultimii 5 ani, în baza programului de stat cu destinație specială manualul, școlile din Bender au primit circa 100.000 exemplare. Însă specialiștii Direcției Învățământ afirmă că cifra nu face față cerințelor, căci 100.000 de manuale sunt necesare școlilor anual. Și dacă în anii precedenți școlile din Republică primeau manuale în dar din Federația Rusă, actualmente ele sunt procurate doar cu puteri proprii. Direcția Învățământ a pregătit câteva scrisori către Ministerul Educației și Institutul Dezvoltării Învățământului pentru a ne permite să orientăm finanțele primite pentru arendă la procurarea manualelor. Magazinul Poesc a câștigat tenderul. Actualmente, plata achitată pentru folosirea unui manual este de la 3 la 8 ruble, în dependență de anul ediției. Cel mai costisitor este manualul de generație nouă, care are o vârstă de nu mai mult de 5 ani. Totuși, bani de la arendă sunt primiți puțini, căci majoritatea manualelor sunt învechite. Totodată, o treime din elevi se folosesc de manuale fără plată, căci beneficiază de înlesniri. La noi școlile colectează circa 6-7 mii ruble anual, iar liceul, spre exemplu, 10 mii ruble. Din suma primită, luând în considerație că manualul este la un preț de 100 de ruble, noi putem procura 100 de manuale. Către anul curent de învățământ, pentru elevii din Bender au fost procurate 3.000 de manuale noi. Totuși, până la finele anului calendaric de învățământ, fondurile bibliotecilor se vor îmbogăți cu noi manuale. Ploile torențiale din vara curentă practic au deteriorat drumurile satelor din raionul Dubăsari. Dauna provocată de calamitate a constituit circa 1.200.000 ruble. Lucrări de reparație au avut loc deja în Harmațca, Dubău, Goian, Roghi. Despre situația la moment, în secvența următoare. În prezent, lucrări de reconstrucție au loc în satul Alexandrovka Nouă. În timpul ploilor torențiale, curțile și grădinile locuitorilor au fost inundate. În timpul inundării, apa în curte ajungea până la genunchi. Totul era în nămol. În genere, în timpul ploilor, aici viața se oprește. Transportul nu are nici intrare, nici ieșire din sat. La moment, în ajutor sătenilor, le-a venit direcție exploatării drumurilor fermierii locali. N-au rămas indiferenți și locuitorii. În comun sunt reparați circa 1,5 km de drum, cheltuite 22.000 ruble. În afară de reparația drumului, noi vom instala încă și un pod. El nu va permite ca apa să spele suprafața sectorului nou construit. Suntem bucuroși că ne-au venit în ajutor și particularii locali. Unii ne-au ajutat cu tehnică, alții cu mijloace bănești. Conducerea satului speră că odată cu construcția noului drum, mai activ va începe a circula și transportul.
Recent, în două localități rurale din raionul Râbnița au avut loc evenimente importante pentru enoriași. În satul Vasilevca a avut loc sfințirea locului unde va fi construită biserica, iar la Garaba a fost atribuit terenul pentru construirea lăcașului sfânt. Apariția unei noi biserici este o mare bucurie pentru enoriași. Locuitorii satului Vasilevca s-au adunat pe locul unde urmează să fie ridicat un lăcaș sfânt. Pentru noi e o mare sărbătoare, că am ajuns într-așa și avem o biserică în sat. Asta e o bucurie pentru toată lumea. Suntem tari departe de la biserici, de la țel, nu-i văzmoși, suntem bătrâni. Și de-aia Dumnezeu și ne ajute. Locul unde va fi ridicată biserica a fost sfințit de un sobor de preoți în frunte cu episcopul de Tiraspol și Dubăsari, Sava. În cele patru colțuri ale viitorului lăcaș de cult a fost turnat mortar, sfințită temelia și pusă prima piatră simbolică, împreună cu un sul de hârtie. E scris ca amintire, ca creștinii, să știe că cine a ridicat acest lăcaș. Asta n-a să fie numai în capsul, dar asta să fie și pe biserică când ați fi gata lăcașul, a să fie și o tăbliță frumos scris, chiar de cine sunt fondatorii acestui lăcaș. Ca să fie pomeniți tot teamă lor, nu numai la Dumnezeu, dar și la oameni. În satul Garaba, biserica a fost devastată încă în anul 1976. Acum, grație sponsorilor, aici va apărea un lăcaș sfânt nou. Satul Gâsca a marcat recent jubileul de 150 de ani de la fondare. Astăzi aici locuiesc 4840 de oameni de 13 naționalități. Sunt 150 case de locuit, 5 blocuri cu multe niveluri, școală și grădiniță. Cu aportul conducerii țării au fost alocate finanțe pentru reanimarea serialor gospodăriei, complexului animalier și pentru prelucrarea terenurilor agricole. A fost creată întreprinderea unitară de stat Agrogâsca, care a fost inclusă în Ministerul Agriculturii. Din fondul de stabilizare au fost orientate 2 milioane ruble pentru procurarea tehnicii agricole. Săptămâna curentă, gospodăria va primi 50 vite cornute mari, fiindcă planurile ministerului prevăd renașterea acestei ramuri. Către luna mai 2013 în sat va funcționa o minifabrică de prelucrare a laptelui, care va produce brânză, smântână, iaurt. În bugetul 2013 vor fi prevăzute 800.000 ruble pentru restabilirea sistemului de irigare. Cu ocazia sărbătorii au fost felicitate tinerele familii, la fel și cei care au trăit împreună 50 de ani. Ansamblul municipal Prietenia a evoluat cu cântece și dansuri ale popoarelor din Republica Moldovenească Nistreană. Un concert pentru oamenii în ietate, ziua internațională a cărora va fi marcată la început de octombrie, a avut loc astăzi în Clubul Veteran din Capitale. Cuvinte de recunoștință și mulțumire au rostit în adresa oamenilor care întruchipează experiența de viață și înțelepciunea deputației Sovietului Suprem, liderii organizațiilor de tineret. Este un public foarte ospitalier. Mă pregătesc minuțios pentru a evolua la un nivel înalt la asemenea concerte, deoarece oamenii în ietate multe au văzut, multe au făcut pentru noi. Ei au fost mereu printre primii. Atunci când țara s-a aflat în ruine, după al doilea război mondial, au dezvoltat industria, agricultura. Și astăzi, când tâmplele sunt albite de argintul anilor, ei au nevoie de grijă și atenția noastră. Atât pentru această ediție, redacția moldovenească și a rămas bun de la dumneavoastră. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 25 septembrie se așteaptă timp variabil. Noaptea și dimineața pe alocuri va ploua slab. Vântul va sufla din direcție nord-vestică cu viteza de 9-12 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea plus 10 plus 12, ziua 19-21 de grade căldură. În următoarele zile se așteaptă timp fără precipitații. Ziua temperatura aerului va crește.